Împreună cu doi prieteni, în 2007, prin vară, ne-am gândit că putem deschide librăria asta, pentru că Bucureștiul merita un loc în care să existe o astfel de librărie, de nișă, dedicată limbii engleze. Am mers în octombrie la Târgul de Carte de la Frankfurt, unde eram atunci, evident, nu o librărie virtuală, ci una doar posibilă. Și după multe mail-uri, contacte pe care le avusesem cu diverse reprezentanți ai editorilor din Marea Britanie și Anglia, am stabilit acolo întâlniri, dintre care întotdeauna îmi face plăcere să povestesc cu una, cu doamna Eva Ledohoviț, care distribuie aici în zona noastră editori academice prestigioase ca MIT, Harvard, Yale, Johns Hopkins și așa mai departe, lucruri care nu erau distribuite până atunci în România, noi fiind și în continuare principalul ei client, după câte îmi spune, și stabilisem o întâlnire pentru jumătate de oră. Și ne-am așezat și am povestit despre tot felul de lucruri, de la Andrei Vaida, la Keșlovski, de la Paul Celan, la Eliade, Cioran și așa mai departe, pe care jumătatea de oră a trecut. Nu discutasem nimic despre business. M-a întrebat dacă e o afacere sau e o pasiune. E o afacere, sau ar trebui să fie o afacere, care e plecată dintr-o mare pasiune pentru cărți și pentru oameni. Și doamna Lehovitz mi-a spus la sfârșitul întâlnirii: Vlade, tu nu știi nimic despre distribuirea de carte. Și a început să-mi explice exact cum se procedează. În jumătate de oră am început să înțeleg cam despre ce e vorba. În spatele meu se crease o coadă oamenii pe care i-a mâna doamna Ledohoviț pentru că vrea să-mi explice mie, văzându-mă în jumătatea aceasta de oră acolo. Și când am ajuns acasă, am realizat, întrebând în stânga și în dreapta și văzând celelalte conturi cu celelalte edituri deschise de noi, am realizat că aveam probabil cele mai bune condiții pe care le poate primi cineva în business-ul ăsta, din pricina acelei întâlniri. Cum ai ales numele? Mai degrabă numele ne-a ales pe noi. E ideea lui Nicolae, unul dintre cei doi prieteni, Dani al treilea, și Tony, Anthony Frost, este primul englez pe care noi trei l-am cunoscut în viața noastră. Este un șofer de tir, care n-are nicio legătură cu lumea cărții, și este un om care, impresionat de ce s-a întâmplat în decembrie 89, în ianuarie 90, a început să vină cu ajutoare pentru orfelinate din România. Și noi, de fapt, Dan inițial și apoi l-am cunoscut prin Dan. Dan a funcționat pe post de translator, interpret și mai departe, prin prietena sorei lui, a ajuns să-l cunoască și să vadă că e un om care nu numai că a venit atunci, în 90, cu ajutoare, dar pentru că în timp ce discuta la primul transport în primăria din Dioj, undeva lângă Craiova, despre cum se pot prelua ajutoare pe care a adus pentru acel orfelinat, nu știu câte dintre tirurile cu care veniseră au fost desfăcute, s-au furat aproape tot de-a valma ce se găsea în tiruri. Impresionat de și realizând dimensiunile dramei, a revenit cu încă foarte multe ajutoare și transporturi și pe noi ne-a cucerit omul ăsta și ne-a impresionat foarte tare ce a făcut el pentru noi atunci și a fost așa foarte direct în momentul în care ne-am gândit să deschidem o librărie cu carte numai în limba engleză, pentru că a fost primul englez pe care l-am cunoscut și pentru că e un astfel de om, ne-am gândit la numele ăsta și el a apucat să vină, fiind acum la 65 de ani și foarte bolnav, din păcate, a apucat să vină o singură dată și a fost un moment foarte impresionant aici în fața librăriei în 2008. Cum alegeți? Asta nu e ușor, pentru că nu e ușor nici de făcut și nici de răspuns la întrebarea asta. E o misiune dificilă pentru că eu cred că tocmai selecția de carte face o librărie specială. Răspunzând simplu ar fi așa, selecția urmărește un algoritm evident de care trebuie să ții cont pentru ca să supraviețuiască librăria, adică să aduci ceva lucruri care în procent cât mai mare știi sigur că se vând și cu profitul obținut pe vânzarea lor să promovezi titlurile pe care ți le dorești să le vezi în librărie și care crezi că sunt importante și nici nu le vezi în alte locuri. Ținând cont de acest algoritm,
criteriu este ce ne place nou, în primul rând. Și ne-am împărțit mai multe subiecte, să spunem, între cei care lucrăm aici. Librăria fiind una care deja este cunoscută acum, iar într-unul dintre ghidurile din spatele nostru suntem menționați cu un text, probabil unul dintre cele mai elogioase pe care le-am primit în cei 4 ani când existăm, și suntem numiți acolo, fără modestie, trebuie să reproduc oricum există, e una dintre cele mai bune librării cu carte în limba engleză din estul Europei. Și asta se întâmplă pentru că ajunge acolo într-un astfel de ghid este și pentru că oamenii își fac datoria și ne vizitează, cumva cei care se ocupă de astfel de articole, și am observat asta și încercăm întotdeauna să ieșim cumva în întâmpinarea celor care ne vizitează orașul pentru câteva zile sau pentru o lună sau pentru 3 luni sau lucrează aici și sunt interesați de istoria și istoria artei și cultura noastră și încerc să distribuim în librărie cât mai multe titluri legate de România, titluri de calitate ale unor autori pe care noi îi apreciem și din domeniul artei, da.